Salut, am ajuns la Gura Diham, în Bușteni și nu prea am bicicletele la mine, așa că m-am gândit să încerc altceva, să încerc ceva pe jos. N-am mai dat de mult o alergare și am găsit să caut un traseu pe ceas. Am găsit unul, 19 km și un pic. Să vedem cam cum arată treaba. O cățărare de 3,43 km cu 490 de metri și o cățărare de 4,62 km cu 1258 de metri cu o medie de 27%. Sounds like fun? Sounds like fun. Mergem? Mergem. Să vedem ce facem și cu asta. Am glumit puțin, știam pentru ce vin aici. Mi-a fost tare dor de un trail running fain, iar unul dintre cele mai frumoase trasee de trail running pe care le știu e urcarea de la Gura Diham până pe Omu, pe creasta Bucșoiului și coborârea înapoi pe Valea Cerbului. Așa că, de ce stăm? Să-i dăm drumul. De fapt, trail running-ul ăsta nu înseamnă neapărat că alergi peste tot, că n-ai putea. Dar e un mers mult mai alert pe bucățile abrupte, cum ar fi prima urcare până la Poiana Izvoarelor, medie de 14%, pe cum se vede, 432 de metri de urcat în 3,19 km. Să-i dăm drumul. Pe genul ăsta de urcări, soluția ideală e pași mici și deși pentru o viteză maximă. Traseul se desparte între Poiana Izvoarelor și Cabana Diham. Oricum, sunt și bucăți de alergat destule. Iar la astea cu noroi, nu-i cazul să vă stresați prea mult, să nu călcați în el. Oricum, până la urmă, o să călcați. Și dacă se udă adidașii, se usucă destul de repede. Mai am un kilometru 35. Am ajuns la Poiana Izvoarelor, o cabană care, din păcate, e închisă. Făcut vreo 35 de minute de la Gura Diham. Dar asta nu-i pentru un record, oricum, cam obosit așa. Cu trail running-ul, biciclist fiind. Dar așa, ca referință. Deci tras ușurel, 35 de minute. Un loc frumos. De aici avem o bucată relativ plată până la Prepeleac, de unde începe marea urcare pe Bucșoiu. Putem să mai alergăm. O potecă perfectă de alergat. Și nu știu dacă se vede pe cameră, dar chestia aia de sus, de acolo, e creasta Bucșoiului pe care o să urcăm noi. Aia cu un pic de nori sus. Cine descoperă fix pe traseu că trail running-ul poate nu-i sportul lui preferat, are ocazia aici să se întoarcă înapoi spre Poiana Coștilei, de unde se coboare la Gura Diham. Este și un traseu către Cabana Diham, se poate întoarce și pe acolo, dar noi vom continua pe Prepeleac, vârful Bucșoiu, Cabana Omu. Să vedem cât facem. Ei zic 4 ore jumate. Tot pe aici se merge și la Mălești. Noi avem momentan 44 și 12. După calculele lor va fi rău. Să vedem după calculele noastre ce se mai întâmplă. Să-i dăm bătaie către Prepeleac, Bucșoiu, Omu. Practic am intrat pe Marea Cățărare. De aici până sus avem 4,57 de kilometri, 1252 de metri de urcat, medie de 27%. Asta este. Să-i dăm bătaie. Pe semnul ăsta, tu ce nu știe, înseamnă pericol de avalanșe, pentru că urmează să traversăm Valea Bucșoiului. Este o vale
care vine paralel cu creasta noastră, o vale alpină abruptă de alpinism, care iarna pentru cei mai talentați schiori merge făcută și pe schiuri, iar vara destul de friabilă și dacă ne uităm un pic încă mai e zăpadă, nu știu dacă se vede. Oricum, nu mai e niciun pericol acum, dar aprilie, mai e un loc foarte periculos. Așa arată magnifica Valea Bucșoiului. Moment bun să luăm o gură de apă, să ne bucurăm de așa priveliște. Înainte de Prepeleac, este de-a dreptul senzațională, o chestie foarte abruptă, așa într-un șanț plin de vegetație, dar e o bucată pe care trebuie să o fac și eu spre omul, dar și cei care vor la cabana Mălești. În schimb, priveliștea e din nou magnifică. Să-i dăm drumul, iar aici este intersecția Omul în stânga, Mălești în dreapta, și aș putea să zic că de aici începe hardcore-ul adevărat. 2 km cu 756 diferență de nivel. Hai, cei mai frumos de-abia acum începe, să-i dăm bătaie. De la Prepeleac în creastă, acolo se vede frumos cabana Diham, Poiana Izvoarelor, totul este extraordinar. Cum să vă zic eu de urcarea asta, poate se vede și în film, e așa o combinație, 50% cățărare, 50% mers, dar mai mult în 4 labe, prin vegetație, ceva foarte frumos, mie îmi place în mod deosebit. Te pune așa un pic la încercare. A, pentru noi bicicliștii cu bulanele mari nu e așa mare problemă. Nu știu dacă vă dați seama, e un semn pe un bolovan. Oricum, încercați să urmați trecul. Pe aici, pe creasta Bucșoiului, se mai întâmplă și rătăciri și nu mai pierzi timpul degeaba. Le bucăți sunt dotate cu niște lanțuri. Dacă ești mai neîncrezător în picioarele tale, cu părerea mea că mai mult încurcă, dar pe o vreme nasoală, cred că-s binevenite. Oricum, dacă-s lanțuri, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Putem spune că am ajuns în creasta Bucșoiului și de acum ținem creasta. Mai avem ceva, 390 de metri, într-un kilometru și ceva. Dar acum, priveliștea este de vis și ne face să uităm de oboseală. Și de acolo venim noi, de jos, de undeva. Și acolo, eu cu ochiul liber, văd următorul semn, nu ăla, unul acolo pe o stâncă. E cam trist așa să-l vezi, parcă mai bine ar fi ceață. Nu știu dacă pe film se vede, probabil nu. Îi dau bătaie să nu vină ploaia. Creasta Bucșoiului, next stop, next peak, adică pe următorul vârf, următorul semn. Aici, dacă se vede o brână, e brâna caprelor. Pe aici se urcă de la cabana Mălești, pe care o să o vedem și pe ea, cred, la un moment dat. Suntem într-un loc superb. Mai avem vreo 250 de metri de urcat. Hai! Aproape sus, ăla-i vârful Bucșoiu. Și acolo, pentru prima dată pe ziua de azi, se vede cabana Omul. Până măcar care mai este o urcărică mică, dar nesemnificativă. Și Valea Mălești. Gata, cățărarea fantastică. Mai avem un pic. De asta îi zice sky running. Și de asta ne place nouă așa de mult. Pentru că ești cu capul în nori. E nu tot timpul, din când în când. Astăzi da. Ia priviți șaua asta. Nu-ți mai vine să pleci de aici, da trebuie. În sfârșit, am ajuns sus la Omul. Mai am vreo 2 minute. Niciodată n-am mai fost în stare să alerg după Bucșoi. Până nu stau acolo un pic și nu revin. Și aici, Valea Gaura. Cabana Omul și Suzuki Jimny preferat al meu, pe care îl tot laud. Că eu nu sunt așa radicalist ca alții.
Am ajuns vreo 3 ore și, da, să fim foarte exacti, 3 ore și 12. Dacă nu-i grab o ciorbă de legume, merge la fix. Asta a fost cu omul. Dacă ești biciclist până aici, a fost cum a fost. Acum trebuie să o dăm la vale și aici va fi un pic durere dacă n-am mai coborât de mult în alergare. Vom alege cel mai scurt traseu până la mașină, Valea Cerbului. Și cu puțin noroc, într-o oră și un pic, îi dăm cheie. Coborârea pe Valea Cerbului începe cu o serie de serpentine pe care eu v-aș sfătui să nu le tăiați, pentru că nu e frumos, strică muntele, pe care ajunge jos în vale, în această căldare frumoasă, numită Cerdac. Aici jos se întâlnește cu Valea Priponului și de aici o să ia mai mult prin pădure. Până aici mai merge alergat așa mai greu, după care o se poate alerga din ce în ce mai mult. Odată ajuns în pădure, jos, Poiana Coștilei, de aici treaba e aproape gata. Mai este foarte puțin de mers pe drum. De aici se poate coborî și în Bușteni, în Poiana Coștilei. Este un traseu să ne întoarcă înapoi la Prepeleac acolo. Noi continuăm spre Gura Diham. Trebuie să recunosc că n-am mai alergat de mult și mi-am ales o tură grea și m-a cam rupt. Mai avem un pic, în 2 km, totul pe drum, așa. Iar la un moment dat o coborâre mai abruptă. Nu cred că mai sunt în stare să alerg, dar în mod normal pe aici se aleargă fără probleme. Ultima șmecherie înainte de Gura Diham e că de pe forestierul ăsta pe care merge traseul către Gura Diham, traseul turistic. La un moment dat este o scurtătură, pentru că traseul dă 1 km mai jos de cabană, o scurtătură pe care ajungem direct. Asta de aici, o chestie abruptă, dar tot mai bună. E ușor de văzut, dar o găsiți dacă mergeți cu trecul. Să o luăm pe acolo și să vedem la cabană. Gata și ultima pantă și ajungem în sfârșit înapoi la Gura Diham. Dar nu mai știu pe unde se poate trece, dacă era parcă un pod sau nu. Oricum, am făcut ca timp ceva de genul, oricum mult, 5 ore și 6 minute cu pauze cu tot. Deci așa numai de mers s-ar putea să fi fost sub 5 ore, nu e chiar așa de rău, zic eu. Oricum, ideea e că e un traseu superb pe care trebuie absolut neapărat să-l faceți măcar o dată. Pentru că efectiv merită. Efectiv, sunt niște locuri atât de frumoase, superbe, pe asta Bucșoiului, Valea Cerbului. Unii care au umblat pe munte le cunosc, dacă nu le cunoști, du-te și fă-l, ia trecul. Rezervă-ți mai mult de 5 ore, poate vrei să stai să mai faci poze, dar nu-l rata. Și numai dacă e vreme bună, neapărat, nu te băga pe vreme proastă. E un traseu doar de vreme bună, impecabil. Că cred că totuși podeți fi mai jos. Asta este traseul Gura Diham, Mălăiești, omul, Valea Cerbului, Gura Diham. N-am găsit pe unde să trec, dar nici nu mai caut. Oricum îți cu picioarele făcute muci, cred că o să trec desculț prin râu. Așa numai îmi fac și eu un mic recovery la fel. Și na, efectiv capătul traseului, cabana Gura Diham.